Cădărului, fără blai, fără vint, cu crangele, lăbăment, de ce numești plăbina, ducă trece, vremea, zi scade, noapte crești și frungile mea le rărește. Și voi zi bilinga globi, fără soț, Iosef din Israel. Bilinga globi, fără soții, zia zi am trecut, mă cunoaște, venici, luați, tu nu mai cunoscut, la diamul, tu și străgucea, privii atât de des, lumii înțelegea, înțelegea, tu nu mai înțeles, de cât ora mai ești dat, își va pedi răspun, o zi din viața să mai fi dat, o zi mi ora de ajuns, oala să fi fost amici, să ne iubim dor, se ascult de răsul gărge mici, ora și să mor. Da, dacă facem o brevi de ansembol, ansembol asupra opere lui, Mihai Eminescu, în fața noastră apare un poate care trăiește cu problema sale. Domnul Masia Medin din China ne demonstrează ca voimor Luciferului. Luciferul este citit în țara sa. A fost o fredă calm, o veștie, a fost pe care niciodată. Din Rodia Maria, împărătește, o profund mosă fadel, și era un nou părinț, și mădărin, dodea cerea, cum e făcearea îndrău sfinț, și nouna îndrău stelea. In 很久以前，有一位美丽的传说，有一位绝代佳人，出生在皇家宫廷，父母是他掌上明珠，国人为他自豪欢欣，他天使般的纯洁，像群星中的月亮，银光洒满大地。Am văzut că opera lui Eminescu traduce în limba arabă, coreană, franceză și chineză. Cu același succes și este citită și de vorbitorii de limba rusă. Boiezi Orami citește Kimi Kitsi. Din Astansia. Ты останься здесь, останься. Только я люблю тебя. Тайный голос признания. Буду слышать я любя. Словно добрый принц из сказки. Одно задутим тих. Ты недовольно заглядящийся. В зеркало озер моих. Так шумел мне лес ветвями. Но в ответ на дёб лесной, я решил свестну усмехнуться, выйдя на простор степной. Но сейчас вернись я к лесу, и сольюсь душой с ним. Где ты? Детство сказки леса. Всё, что было мне разным. Dar un eu lăuntric îmi spune că activitatea noastră nu ar fi întreagă dacă nu am pomenit poezia lui Grigore Vieru, Legământ, care este scrisă pentru Mihai Eminescu.
știu cândva la mir de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi s-o ochii mie, tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, de mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea, ca perecele plevate, s-o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu, ori fata, să citească mai departe ce m-a dovedit licitaja. Iar de n-au să auză dânsii al străvechii slove bucium, așezați-mă ca pernea, cu toți codrii ei în zbucium. Eu cred că activitatea noastră de astăzi nu a fost așa mâna mai trecătoare, ordinară, ca toate celelalte ore de limba română. Eu cred că fiecare din voi astăzi se duce cu ceva acasă. Și dacă am izbutit să zgriem puțin la inima cuiva, asta de cum e bine. Și credem, noi credem că numai decât pe viitor o să apelați, numai decât o să căutați, fie pe rețele de socializare, fie în bibliotecile în care o să nimeriți opera lui Ionescu. Și dacă o să aveți ocazia, situații, să vorbiți despre Mihai Ionescu, eu cred că ceva o să luați și de la activitatea noastră de astăzi. Ați luat ceva și de aici, de astăzi. Atât. Dacă aveți întrebări, dacă